Vă invit cu respect să stăm ridicați în picioare și tot cu respect să ascultăm și cuvântul pe care îl citesc în această seară din Evanghelia după Luca, de la capitolul 13, începând cu primul verset și până la versetul 9, pagina 1007 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, de la capitolul 13, începând cu primul verset. În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge l amestecase Pilat cu jertfere lor. Credeți voi, la a răspuns Isus că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Sulam și a omorât, Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. l a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai el, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă vii să ocupați locurile. Aseară, după ce s-a încheiat slujba aici, în Casa lui Dumnezeu, undeva în hol m-a abordat un frate să-mi pun o întrebare. Nu m-am prins prima dată cam unde vrea să ajungă cu întrebarea, dar după ce mi-a pus întrebarea și s-a derulat discuția, mi-am dat seama unde vrea să ajungă. Și întrebarea pe care mi-a pus-o uh, aseară a fost următoarea. Frate Relu, pentru cine ai predicat în seara asta? Eu m-am gândit că din predica pe care am spus-o aseară, a crezut că țintesc spre cineva. Predic cu adresă. Întotdeauna în viața mea mi-am ferit să predic de la învon cu adresă, să se știe predic pentru fratele cu tare sau pentru sora cu tare. Numai că fratele a continuat cu întrebarea, după ce am spus, eu am predicat pentru cine are urechi de auzit, a continuat cu întrebarea și a zis, ai predicat și pentru Dumnezeu? Cu siguranță. Pentru că mai întâi cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbește mie. Aduce lumină de la Dumnezeu, mișcă inima mea, se așează înăuntru meu și de acolo, dinăuntru, dragii mei, vine proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu către ceilalți care ascultă. Eu vreau să vă spun că și în seara aceasta, Cuvântul acesta vorbește prima dată pentru mine. Și după aceea pentru toți cei care au urechi de auzit. Dumnezeu, din ce să ne binecuvinteze? Dragii mei, am stat și mi-am pus următoarea întrebare când am citit Cuvântul acesta. Dacă noi am fi conștienți că despre noi este vorba în acest cuvânt, oare cum am sta înaintea lui Dumnezeu în această seară aici în casa Domnului? Poate că avem impresia că e vorba despre un smochin undeva, departe, în istorie, despre niște oameni care atunci când Domnul era aici pe pământul acesta au venit la el să-i pună niște întrebări, oameni de departe. Numai că acest cuvânt al lui Dumnezeu vorbește, dragii mei, despre noi și pentru noi. Oare cum am stat înaintea lui Dumnezeu în această seară, dacă ne-am gândit, sau dacă am fi conștienți că de ceva vreme încoace Dumnezeu ne cercetează viețile? Spune Sfânta Scriptură că stăpânul ăsta s-a dus trei ani la rând să cerceteze smochinul acesta. Nu-i vorba despre smochin, este vorba despre noi. De ceva vreme încoace, Dumnezeu ne cercetează cum am stat înaintea lui Dumnezeu dacă am fi conștienți de lucrul acesta. Sau cum am stat înaintea lui Dumnezeu dacă am conștientizat faptul că de ceva vreme încoace, noi trăim cam la fel. Un an, doi ani, trei ani la rând, smochinul ăsta a fost la fel. De fiecare dată când mergea stăpânul să-l să cerceteze, să caute rod în el, spune Sfânta Scriptură, l-a găsit la fel, fără de rod. Deci, în acest context spune Sfânta Scriptură că stăpânul a luat o decizie și a zis, tai el! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Tai el! Numai că a intervenit vierul și a zis, mai lasă-l! Acum vreau să vă întreb, noi care suntem în această seară aici în casa lui Dumnezeu, credeți că suntem lăsați de Dumnezeu în virtutea unui har special, nu pentru că merităm noi. Mereu sunt aduse în fața noastră, în fața Dumneavoastră, situații de oameni cunoscuți, au făcut parte din comunitatea noastră și s-au dus, cum s-a anunțat și în seara aceasta. Noi mai buni decât ei? Ei mai răi decât noi? Sau Dumnezeu din cer, în virtutea unui har, ne mai lasă cine știe cât ne mai lasă? Și întrebarea pe care vreau să vă o pun și mi-am pus-o și eu, dragii mei, dacă Dumnezeu ne mai lasă, de ce ne mai lasă? Pentru ce? Dacă stăpânul ăsta, într-un final, la mijlocirea vierului, a zis, uite, îl mai lasă o perioadă de timp, un an de zile. Dar vreau să vă spun că un an de zile aici nu este 366 de zile sau 65. Pentru cei din Ninive a fost 40 de zile. Da? De ce să-l mai lase? De ce să ne mai lase? Să ne mai acorde Dumnezeu har cât, cât o vrea El să ne mai lase, un an de zile, doi ani de zile, zeci, nu știu câți ani de zile. Știți de ce? Pentru că stăpânul acesta continua să mai lase pe acest mochin așteptând să se schimbe. Să intervină o schimbare. Dacă un an, doi, trei ani de zile a făcut la fel, a trăit la fel, a stat în grădină la fel, dragii mei, stăpânul a zis, uite, el mai las o vreme și aștept să se schimbe. Ei, dragii mei, despre asta vreau să predic în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu despre omul de la care Dumnezeu așteaptă schimbare. Acum, este în locul acesta vreo persoană, una singură, care să poată zice eu nu am nimic de schimbat în viața mea. Dacă mă întorc pe toate părțile, dacă mă uit în oglindă, dacă mă uit în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu, n-am nimic de schimbat în viața mea. Sau toți că suntem în locul acesta, avem ceva să schimbăm în relația noastră cu Dumnezeu. Ce ziceți, frați și surori? Înseamnă că e pentru noi Cuvântul ăsta. Amen. Nu? omul de la care Dumnezeu așteaptă să facă schimbări. Și rugăciunea mea către Dumnezeu în această seară este Dumnezeule, pune cuvântul ăsta să lucreze în ființele noastre. Nu doar să-l auzim și să, să ni se pară că-i după Scriptură sau să nu-i se pară că-i după Scriptură, ci doar să luăm cuvântul ăsta și să producă schimbările pe care Dumnezeu le așteaptă, că de aceea ne-a lăsat în viață. Că după ce ne-am dus s-a terminat cu schimbările. Dragii mei, despre niște schimbări pe care Dumnezeu le așteaptă dacă ne-a mai lăsat, despre asta vreau să predic în această seară cu ajutorul Domnului. Și prima schimbare pe care Dumnezeu așteaptă la omul acesta, că spuneam nu despre smochii, nu vorba aici, despre oameni. Prima schimbare pe care o menționez în, această seară este următoarea. Să înceteze să se mai ocupe de alții. Mă frați și surori, Dumnezeu ne-a așezat într-o comunitate de oameni. Începem de la familie, mergem la biserică și putem să extindem comunitatea acolo pe unde ne ducem viața în fiecare zi. Dumnezeu este interesat să ne ocupăm de alții sau nu este interesat? Ce ziceți? De ce credeți că se ridică aici biletele și să citesc cu suferințe, cu dureri, cu așteptări, cu probleme? Pentru că Dumnezeu din cer ne-a învățat să ne ocupăm de ceilalți, să ne rugăm unii pentru alții să fim vindecați dacă e vorba despre boală. Credem într-un Dumnezeu al vindecărilor. Amen. Și Dumnezeu ne așează în comunitate să ne ocupăm unii de alții. Numai că noi ne ocupăm altfel. Spune Sfânta Scriptură că au venit la Domnul Iisus niște oameni care se ocupau de alții. În ce sens? În ce sens, dragii mei? Judecându-i pe ceilalți evaluându-i, dragii mei, și considerându-i că sunt mai păcătoși. Și Domnul Iisus Hristos ne mai lasă în existența aceasta și cere această schimbare, să încetăm să ne mai ocupăm de alții din această perspectivă. Cineva spunea, dacă reușești să găsești ceva bun în ceva sau în cineva, atunci trebuie să fie Tare frumos în sufletul tău. ați auzit? Pentru că, de regulă, noi ne uităm la ceilalți și începem să-i judecăm, să evaluăm. Spune uh, o anumită cercetare că uh, nouă ne, ne sunt suficiente 30 de secunde să ne formăm o, o părere pe termen lung despre cineva la prima întâlnire. 30 de secunde. Cum întrebare este, ce pot să știi despre un om în 30 de secunde? Poți să știi ceva? Doar că l-ai văzut cum e îmbrăcat și două gesturi sau trei gesturi pe care le-ai făcut și deja ai pus eticheta. Dragii mei, Dumnezeu ne-a așezat în comunitatea de oameni, dacă vreți, biserica lui Dumnezeu, nu ca să ne judecăm unii pe alții. Dacă cere ceva Dumnezeu de la noi ca schimbare, este să încetăm să ne mai preocupăm de alții din această perspectivă. Știți de ce? Pentru că atunci când facem lucrul acesta, luăm locul lui Dumnezeu. Cine este judecătorul desăvârșit? Dumnezeu este dătătorul și judecătorul legii. Cine ești tu, zice Sfânta Scriptură, să judeci pe aproapele tău? Adică să iei locul lui Dumnezeu. Eu trebuie să întind să mâna să-L ajut, trebuie să mă rog, trebuie să sfătuiesc, trebuie să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Dar nu mi-a dat Dumnezeu dreptul acesta, dragii mei, nici responsabilitatea să judec pe altul și să-i spun uh, sentința. Cam am luat locul lui Dumnezeu. Și dincolo de asta, dragii mei, nu doar că am luat locul lui Dumnezeu niciunul dintre noi oricine am fi noi în comunitatea de oameni în care trăim, în care existăm nu suntem calificați să facem judecată, știți de ce? de ce, frații mei? am ținut o dată cu mulți ani în urmă o predică la noi la Cluj la biserică, intitulată așa vinovatul nu poate fi judecător mă înțelegeți? Noi nu putem, nu suntem calificați să judecăm pe ceilalți pentru că noi la rândul nostru suntem vinovați de ceva. Nu suntem desăvârșiți niciunul dintre noi. Vinovatul nu poate fi judecător. Și vin ăștia la Domnul Iisus Hristos cu, asta în mintea lor. Chiar dacă n-au rostit-o, Domnul știa ce e în gândul lor. Ei au fost păcătoși, de a au murit. Ceilalți au fost păcătoși, de a a fost accidentul acela de la turnul din Siloam că imediat în natura noastră umană este această aplecare judecată a plecare spre judecata celuilalt, dragii mei, când de fapt noi suntem vinovați. Au venit la Domnul Iisus Hristos iudeia aceea aducând femeia aceea prinsă în păcat și a zis învățătorul, la lege scrie așa. Scrie așa la lege sau nu scrie? Sigur că scrie. O femeie prinsă făcând păcatul acesta trebuie să moară. Tu ce zici? E, e, drept, dreaptă legea, e adevărat ce spune legea. Trebuie aplicată legea sau nu trebuie aplicată legea. Avem dreptul să aplicăm legea. Dar Domnul Iisus Hristos așa. Acela dintre voi care n-are niciun păcat. Adică acela care se califică să aplice legea, să o aplice cel dintre ei. Să piatra, să arunce. Și o să pleca să scrie cu degetul pe pământ. Și s-a ridicat și a ridicat privirea și spune Sfânta Scriptură, toți au plecat. De ce? De ce, frații mei? Pentru că niciunul nu s-a calificat să aplice legea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare avea vinovăția lui înaintea lui Dumnezeu. Noi nu ne calificăm, dragii mei, ca să fim judecătorii celorlalți. Eventual să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei. Păcătoși? Da. Greșiți? Colegii noștri, frați din biserică, da. Datoria mea înaintea lui Dumnezeu este să mă rog pentru ei. Dacă pot să-i sfătuiesc să o fac, dar nu să judec în sensul de a rosti sentințe. Omul ăsta nu are nicio șansă. Omul ăsta și-a pierdut mântuirea. Dumnezeu îl duce în iad. Nu pot să fac lucrul acesta. Nu mă calific. Și ascultați-mă, atâta vreme. Cât mă ocup de alții, să le adun păcatele, să le adun fără de legile, să, să aflu din toate părțile ce am mai făcut și pe unde am mai fost și cu ce s-au ocupat, dragii mei. Atâta vreme cât mă ocup de alții, nu mă pot ocupa de mine, nu mă ocup de mine. Oi, au trebuit să mă ocup de mine, spune Sfânta Scriptură, să stau înaintea lui Dumnezeu și să mă cercetez, să văd cum sunt eu înaintea lui Dumnezeu. Știți toți din locul acesta fragmentul acela din istoria lui David când a păcătuit cu Baceba. A luat-o pe Baceba, l-a omorât pe Urie și încep să treacă zilele și săptămânile și lunile. Și dragii mei, într-o zi Nathan trimis de Dumnezeu vine la, la împăratul David și îi spune, împărate, Într-o cetate erau doi oameni, unul foarte bogat și altul foarte sărac. Bogatul avea turme, săracul avea o mielușea. Și a venit un călător la omul cel bogat și nu s-a îndurat să ia din mulțimea, din turma lui cu multe oi, să ia una. A luat mielușeaua săracului. Și David, de pe scaunul de judecător, zice, omul acela este vrednic să moară se ocupa de altul. Nu s-a gândit că e vorba despre sine, că în acea situație în care era povestea asta, dragii mei, era el. Și Nathan a zis, împărate, tu ești omul acesta, dar tu vrei să judeci pe altul. Vezi, vrei să vezi păcatul altuia, nu vezi păcatul tău. Dragii mei, și după aceea David se prăbușește înaintea lui Dumnezeu, pentru că începe să se vadă pe sine. Deci, omul de la care Dumnezeu așteaptă schimbare, pentru că ne-a lăsat Dumnezeu să mai existăm, trebuie să înceteze să se mai ocupe de alții, să se ocupe de sine, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, sau a doua schimbare, dacă vreți, omul acesta de la care Dumnezeu așteaptă schimbare, trebuie să fie receptiv la avertizările lui Dumnezeu. Când citim în Cartea Sfântă, ne place să ne uităm la promisiuni, cât de mari sunt promisiunile lui Dumnezeu și slavă Domnului că sunt mari promisiunile Domnului. Că de aceea venim în locul acesta și ne prindem de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut aici promisiuni care vizează eternitatea noastră. Într-o zi vom fi cu Dumnezeu în eternitate. Asta credem, nu, dragii mei? Dar dincolo de promisiunile astea uluitoare, există avertizări în Scriptură. Dacă nu, dacă nu, îl vei tăia. Vreau să vă întreb, e, e asta o avertizare? Sau nu e avertizare? Dar le luăm în serios, dragii mei, avertizările din Scriptură. Stătea în Vechiul Testament, noi și lucra la corabia aceea și el, nu doar că lucra la corabia aceea și prin munca lui și prin trăirea lui, dragii mei, arăta lumii că va veni ceva era un propovăditor al neprierii, spune Sfânta Scriptură. Spunea oamenilor că Dumnezeu din cer va aduce judecata. Câți din vremea lui Noe au luat în serios avertizările? S-a dus lot la familia lui, la ginerii lui și le-a zis ginerilor și fetelor în același timp, Dumnezeu o să judece Sodoma și Gomora, o să vină foc de la Dumnezeu din ceruri. Și ziceau ei, glumește. Câți luau în, în serios avertizările? Dragii mei, în cuvântul acesta lui Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește despre oameni care mai rămân, așteptând Dumnezeu să se schimbe oamenii aceștia, Dumnezeu așteaptă să fim receptivi la avertizările Lui. Și una dintre avertizări știți care este, dragii mei? Viața noastră a fiecărui de aici se derulează sub atenta supraveghere a Lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine. În primul an, Dumnezeu, stăpânul acolo. În al doilea an, stăpânul acolo. În al treilea an. Și fiecare an, dragii mei, din cel puțin cei trei ani de zile, smochinul ăsta era sub atenta supravegherea stăpânului. Cum eu sunt sub atenta supravegherea lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți sub atenta supravegherea lui Dumnezeu în fiecare zi. Dragii mei, și Dumnezeul acesta, știe gesturi mici pe care noi le facem, care la noi nu valorează nimic, înaintea lui Dumnezeu valorează. Cine bagă în seamă un simplu gest pe care noi îl facem, Dumnezeu știe. Spun în cartea, exodul la capitolul 3, că episodul acela despre care a vorbea, vorbea frate la, la timpul de rugăciune, Moise a ajuns în zona aceea a muntelui Dumnezeu și a văzut rugul acela care adea și nu se mistuia. Și Moise a zis în sine lui o să mă întorc, să văd ce cu vederea asta minunată. Și spune cuvântul acolo așa, Dumnezeu a văzut că se întoarce. Pricepeți? Un simplu gest. Dumnezeu a văzut că se întoarce și din cer Dumnezeu a zis, Moise, Moise. Adică Dumnezeu ăsta e chiar atât de, de pe fază cu toate gesturile mici pe care nu le facem și lor. Un asemenea Dumnezeu avem. Ce ziceți noastră. Vede Dumnezeu gesturile noastre, știe. Știe Dumnezeu gândurile noastre. Noi ne uităm unii la alții în seara aceasta și mai zâmbim sau mai, mai ne încruntăm când, când, ne uităm unii la alții, dragii mei. Fără să știm ce e aici, în mintea noastră. Dumnezeu din cer știe ce este în mintea noastră, ce e în gândul nostru. Domnul Isus Hristos știa că diavolul pusese în inima lui Iuda gândul să-l vândă. Nu știa nici Petru, nu știa nici Iacob, nu știa nici Ioan, nu știau, nu știa nimeni. Că a făcut-o peascuns, s-a dus și a tratat cu, cu preoții ce mai de seamă, cu liderii regioși, Deci, mei. Domnul Iisus Hristos citea gândul lui Iuda, avea gândul să-l vândă. Și nu doar că știe gândurile Dumnezeu din cer, dragii mei, știe și sursa gândurilor noastre. De unde vin gândurile acestea? Domnul a început să... să să le spună ucenicilor despre felul în care se vor derula evenimentele în următoare, fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege, va fi dat la moarte. Și a zis Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. Și ce a zis Domnul către el? Gândurile tale, nu sunt gândurile lui Dumnezeu, sunt gânduri de ale oamenilor, înapoi a mea satano, Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, sunt gânduri de ale oamenilor cu asemenea Dumnezeu avem de-a face, dragii mei. Viața se derulează sub atenta supravegherea lui Dumnezeu. Este unul dintre avertizmente. Și al doilea, știți care, care, care este avertismentul celălalt aici? Păcatul are întotdeauna aceleași consecințe. Păcatul are întotdeauna aceleași consecințe. Nu contează cine îl face. Că-l fac cei care se duc să aducă jertfă. Că-l face unul care stă în fața Domnului Iisus Hristos cu curiozități și cu întrebări. Că-l face unul care nu merge niciodată la biserică. Păcatul are întotdeauna aceleași consecințe. Dumneavoastră, credeți, frații mei? Dar e un avertisment serios ăsta sau nu e avertisment? Care să ne ajute să stăm departe de păcat, să ne îndepărtăm de tot ceea ce ni se pare rău. E un avertisment sau nu e avertisment? Dragii mei, schimbarea majoră pe care trebuie să o facem este să începem să luăm în serios avertizările lui Dumnezeu. Păcatul are întotdeauna aceleași consecințe. Și ca să desfac un pic și chestia asta, dragii mei, cu consecințele păcatului, aș putea să vă spun, dragii mei, consecința, una dintre consecințele păcatului este că într-o zi, într-o zi, Dumnezeu se va dezice de noi. Chiar dacă am mers la biserică, poate chiar dacă am slujit în biserică, dacă, dragii mei, păcatul afectează viața noastră, într-o zi Dumnezeu se va dezice de noi. Și ne va închide ușa nas. Aici, în capitolul acesta, ceva mai încolo, zice că odată ce stăpânul casei se va, se va scula și va încuia ușa și voi veți Rămâne afară și veți începe să bateți. Doamne, Doamne, deschide-ne. Dinăuntru vi se va zice, nu știu cine sunteți. Bine, cum nu știi? În ulițele noastre ai învățat pe norod. Am mâncat și am băut înaintea ta. Adică, Doamne, suntem familiarizați, suntem familiari cumva. Am fost cumva la slujbele tale, am fost pe acolo când tu predicai, când tu învățai, Doamne, cum adică vii și ne spui, nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Pentru că, dragii mei, consecința păcatului este că Dumnezeu, una dintre consecințe, în ziua aceea se va dezice de noi, nu vă cunosc. E asta o avertizare serioasă. Și Dumnezeul acesta, dragii mei, ca și consecința păcatului, ne va trimite într-un loc pe care noi l-am crezut pregătit pentru alții. Că doar noi mergem la biserică. Că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, că spunem rugăciuni. Slavă Domnului pentru toate! Și credem că locul acela care se cheamă afară, unde este plânsul și scrijirea dinților, e pregătit pentru altcineva. Nu pentru cei care vin la biserică așa cum venim noi la biserică. Dragii mei, locul acela este pregătit pentru oricine este păcătos și nu-și rezolvă păcatul. Deci a doua schimbare pe care Dumnezeu o așteaptă dacă ne mai dă timp, dragii mei, este să începem să fim receptivi la vertizările lui Dumnezeu. În al treilea rând, a treia schimbare, să înceapă omul acesta de la care Dumnezeu așteaptă schimbări, să înceapă să ia în serios pocăința. Mă poate ziceți bine, fratelelu, nu ne predici în seara asta că doar noi luăm în serios pocăința, că de ce a venit la biserică? Slavă Domnului dacă e așa. Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre păcat și zice așa, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dragii mei, ce înseamnă să iei în serios pocăința? Înseamnă să te duci la biserică, înseamnă să te botezi, înseamnă să spui rugăciuni. Ce înseamnă să iei în serios pocăința? Că Dumnezeu din cer vrea schimbarea asta la fiecare dintre noi, chiar dacă suntem mergători la biserică. Să luăm în serios pocăința. Nu, nu o să pot în seara asta să vă spun tot ce înseamnă să iei în serios pocăința. Dar vreau să spun, dragii mei, că un serios pocăința înseamnă, printre altele, să consider pocăința singura modalitate de a-ți rezolva trecutul. Smochinul ăsta avea un an, avea doi, avea trei ani de trăire, dacă vreți, în neascultare. Adică stăpânul ăsta aștepta ceva și Smochinul făcea altceva. Dumnezeu din cer așteaptă ceva de la noi, noi facem altceva și trăim an la rând, dragii mei, avem trecutul ăsta pe care îl cărăm după noi de câțiva ani de zile, făcând ce vrem noi, nu ce vrea Dumnezeu. Cum ne rezolvăm trecutul acesta? Ascultați-mă, pocăința nu este una dintre metodele de a rezolva trecutul. Este singura. Păcatul nu se rezolvă prin compensare. Adică ai făcut un păcat și faci uh, două lucruri bune. Ai mințit asta și o să spui cinci adevăruri. Ai furat de la cineva și o să te duci să faci nu știu câtă dărnicie la biserică o săptămână sau o lună de zile. Păcatul nu se rezolvă prin compensare. Dacă am făcut rele, Dumnezeu pune pe celălalt taler uh, faptele bune și dacă trage mai tare, o să fie bine. Nu, nu, dragii mei. Singura modalitate de a rezolva păcatul este pocăința. Nu se poate prin compensare nu se poate rezolva păcatul nici măcar printr-o durere prelungită pe care o porți în sufletul tău pentru că te macină vinovăția sau cine știe ce, dragii mei. Știți că David, după ce a păcătuit, David a suferit crunt. Știți ce este asta? Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea era suferință teribilă. Și poate sunteți în locul acesta oameni care din cauza unui păcat conștientizat ați suferit teribil pentru că vinovăția va pășta conștiința. Dragii mei, aceea nu este rezolvare. Zicea David, a trebuit să vină momentul acela de pocăință. Atunci, în suferința asta am zis, în voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Slăviți să fie numele Domnului. Pocăința este singura modalitate de rezolvare a trecutului sau a păcatelor noastre. Nu compensarea, nu suferința, nu, nu dragii mei. Pocăința înaintea lui Dumnezeu. Deci a lua în serios pocăința înseamnă să o consider ca singura modalitate de rezolvare a păcatului. Dar, dragii mei, a lua în serios pocăința înseamnă să începi Spuneam și aseară, printr-o analiză personală serioasă. Și când spun asta, dragi mei, știți la ce mă refer? Nu să încep să mă gândesc care sunt păcatele mari din viața mea. Pentru că în Biblie nu scrie că plata păcatelor mari este moartea. Așa scrie în Biblie. Nu, frații mei, plata păcatului este moartea. Și atunci când mă analizez, trebuie să analizez toată viața mea, toate scăpările din ființa mea, dragii mei, mici sau mari, după evaluarea noastră oamenilor. Pentru că toate trebuie rezolvate înaintea lui Dumnezeu, prin pocăință. Când David fugea de Saul și a ajuns undeva într-o peșteră, spune Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, că a intrat și Saul acolo, fără să știe că David e în peștera aceea, David fiind de mai de mai multă vreme acolo era deja obișnuit cu întunericul și a văzut. Și atunci unul dintre, dintre slujitorul lui David a zis, e momentul în care Dumnezeu ți-l dă pe mână. Spuneți Sfânta Scriptură că David a tăiat colțul mantiei împăratului. E lucru mare sau e lucru mic? Ce ziceți? Am mergi prin pustiu, printre mărăcini, probabil praf, pietre, tot ce vreți. Mare Lucru că te-ai dus și ți -ai, îți lipsește un colt din mantie, dragii mei, în condițiile acelea. Nu-i lucru mare, dragii mei. Dar spune Sfânta Scriptură că după ce David a făcut lucrul acesta, inima a început să-i bată. Și a zis să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului. Să mă ferească Dumnezeu. Dar lucru mic. Și începe inima să bată. Pentru că analiza personală, dragii mei, trebuie să ia în calcul și mici și mari. Tot ce înseamnă făcut împotriva voinței lui Dumnezeu, împotriva adevărului Dumnezeu, tot trebuie, dragii mei, evaluat, conștientizat și adus înaintea lui Dumnezeu. Adică să încep să-mi deschid gura și să spun, Dumnezeule, asta am făcut. Dumneavoastră credeți într-un Dumnezeu care iartă păcatele. Cui iartă Dumnezeu păcatele? Frați și sorori, celor care se păcăiesc. Nu contează cât de mare e păcatul, nu contează cât de multe sunt păcatele, pentru că prețul pe care Dumnezeu l-a dat pentru păcatele noastre este așa de mare că poate să rezolve orice păcat, dragii mei. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, spune Sfânta Scriptură. Dar ceea ce este condiție esențială este să iau în serios pocăința. Schimbarea pe care o cere Dumnezeu de la omul acesta pe care Dumnezeu l-a mai lăsat, de la noi dacă vreți, este să luăm în serios pocăința. să mergem la biserică, slavă Domnului. Să ne rugăm, slavă Domnului. Să slujim la biserică, slavă Domnului. Dar ori de câte ori apare în viața noastră o călcare de lege, o rezolv pocăindu-mă înaintea lui Dumnezeu, aducând-o înaintea Domnului cu acea părere, cu acea durere sufletească. Doamne Dumnezeule, am făcut înaintea ta ceea ce nu trebuia să fac. Și Dumnezeu din cer este gata să ierte. Slăviți să fie numele Domnului. Deci a treia schimbare, dragi mei, să luăm în serios pocăința. În al patru la patru patrulea rând și cu asta închei, dragii mei, schimbarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la omul acesta pe care îl mai lasă Dumnezeu, de la noi pe care Dumnezeu ne mai lasă, să începem să prețuim ce prețuiește Dumnezeu. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră așa să pot sta de vorbă cu fiecare în particular, dumneavoastră ce prețuiți? ce valoare pentru dumneavoastră. Că, dragii mei, marea schimbare pe care trebuie să o facem este să ajungem în, la, la, starea aceea încât să valorificăm sau să, să prețuim ce prețuiește Dumnezeu. Că noi, ca oameni în această lume, nu e așa că o prețuim lucruri. Spuneți că nu e adevărat. Și eu nu zic că lucrurile n-au valoare. Sunt oameni care, care Prețuiesc lucruri foarte vechi. Știți că sunt oameni care se duc și cumpără tot felul de antichități. Sunt alții care prețuiesc lucruri noi, că nu apare ultimul model de telefon și te-ai să-l cumperi, sau mașină, te-ai dus să o cumperi. Prețuiesc lucruri noi. Că noi suntem aplecați să prețuim lucruri sau să ne prețuim pe noi înșine. Și poate o să mă întrebați bine, fratele lui, dar nu-i bine să mă prețuiesc pe mine? Că Sfânta Scriptură zice că fiecare se, se îngrijește de sine, de trupul lui, îl îngrijește cu drag, zice Biblia, da? Dar problema este că noi atât de mult ne prețuim încât uneori ne zeificăm pe noi înșine. Și dacă. Firea asta pământească cere un lucru, noi îl dăm. Dacă cere răzbunare, dăm răzbunare. Dacă cere o plăcere, dăm plăcere. Pentru că ne prețuim exagerat de mult, mai mult decât ar trebui să o facem. Sau prețuim realizările noastre și ne mândrim cu ce am putut realiza în viață, și foarte bine că am realizat, dar trebuie să știm că din cauza lui Dumnezeu, prin intervenția lui Dumnezeu, am realizat. Când au venit oamenii aceia trimiși din Babilon să vadă minunea pe care a experimentat-o Ezechia, că Dumnezeu l-a vindecat și a mai dat ani de zile, spune Sfânta Scriptură că împăratul s-a și a deschis cămara asta și a deschis cămara cealaltă și a deschis cămara cealaltă și a zis aici sunt haine, aici sunt arme, aici e aur. Înțelegeți? Pentru că prețuia realizările lui. Oare ce prețuiește Dumnezeu, dragii mei? Ca să, ca să facem schimbarea asta, să prețuim și noi ce prețuiește Dumnezeu. Oare ce prețuiește Dumnezeu? Știți ce prețuia stăpânul ăsta de aici? Rodul. Smochiul arăta frumos pe din afară. De la distanță era, era impunător. O ducea bine. Numai că atunci când se apropia stăpânul mai, 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 tare de el, dragii mei, se vedea că smochinul ăsta n-are rod. Noi s-ar putea să arătăm bine pe din afară, nu? Să fiu oameni despre care unii sau alții pot depune o mărturie frumoasă, pentru că pe din afară suntem extraordinari, dragii mei, creștini de nota 10 pe din afară. Numai că Dumnezeu, stăpânul, nu se uită pe din afară dă frunzele astea arătoase, le dă deoparte și începe Dumnezeu să caute rod în viețile noastre. Pentru că asta prețuiește Dumnezeu. Și ascultați-mă, dragii mei, dacă cumva noi ne-am promovat imaginea, adică felul în care noi arătăm pe din afară, trebuie să ne schimbăm și să prețuim rodul, pentru că Dumnezeu prețuiește rodul de ce înseamnă rodul acesta? Dragii mei, rodul acesta înseamnă faptele noastre de ascultare de Dumnezeu. Faptele făcute sau trăirea noastră schimbată înaintea lui Dumnezeu, în acord cu voia lui Dumnezeu. Când, când Domnul Iisus Hristos a intrat în casa lui Zacheu, dragii mei, Zacheu era un păcătos, toată cetatea știa și de aceea oamenii cârteau și ziceau, intra să găzduiască la un păcătos. Când a intrat Domnul Iisus Hristos în casa lui Zacheu, vreau să vă întreb, omul ăsta a început să rodească sau nu a început să rodească? A fost o schimbare. Când stă înaintea Domnului și Domnul a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta și Zacheu începe să zică, Jumătate din avuția mea dau săracilor. E asta schimbare sau nu schimbare? E rot pentru Dumnezeu. Dacă am, dacă am, păgubit pe cineva, mă duc să, să dau de patru ori mai mult, dragii mei. E asta rot pentru Dumnezeu sau nu e rot pentru Dumnezeu? faptele făcute în ascultare de Dumnezeu, unei vieți schimbate, faptele unei vieți schimbate. A zis Domnul Iisus Hristos către femeia aceea adusă de iudei despre care v spune spus ceva mai înainte, a zis, unde spărăște? Nu te-au sândit. Și a zis, a zis ea, nu Doamne, a zis Domnul, nici eu nu te-o Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Adică să trăiești altă viață. Rodul acesta, dragii mei, este rezultatul unei trăiri sfinte înaintea lui Dumnezeu. Este rezultatul unei slujiri devotate înaintea lui Dumnezeu, făcută ca și pentru Domnul. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți face și surori. Noi suntem aici. Nu pentru că am fost mai buni decât alții. Sau alții au plecat nu pentru că au fost mai păcătoși decât noi. Știu că în mintea noastră când auzim despre anumite situații, se învârt rotițele și începem să, să întrebăm, bun, dar ce-o fi păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Eu am o, 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 mamă soacră, 90 aproape 3 de ani. La 93 de ani vă dați seama că mai are câte o boală, o suferință și s-a îmbolnăvit cu ceva vreme în urmă și m-am dus să o vizez și a zis, ce-o fi păcătuit înaintea lui Dumnezeu? De ce Dumnezeu trimite boala asta? Ce o, fi, ce -o fi păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Dar ai 93 de ani aproape. Înțelegeți? Dar mintea noastră imediat. Ce o fi păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Nu, dragii mei, Dumnezeu ne-a lăsat prin harul lui. Nu prin meritele noastre sau chiar pocăința noastră, dar ne-a lăsat Dumnezeu și așteaptă de la fiecare dintre noi schimbare. Și noi și Dumnezeu știm unde ar trebui să se producă schimbarea asta. Dacă ne-am ocupat prea mult de alții și pe la toate colțurile am vorbit și de unul și de altul, trebuie să încetăm să ne ocupăm de, să ne ocupăm de noi. Dacă, dragii mei, n-am fost foarte receptivi la avertizări pe care Dumnezeu le-a dat prin Scriptură sau prin alt fel de mesaje, Dumnezeu vrea să fim de acum încolo receptivi. Dacă, dragii mei, n-am luat în serios pocăința și am zis că e destul că ne ducem la biserică, schimbarea majoră este aceea că trebuie să luăm în serios pocăința. Și să începem să prețuim ce prețuiește Dumnezeu, dacă au fost lucruri, dacă noi ne-am prețuit pe noi înșine, dacă realizările noastre, dacă aparențele, dragii mei, le-am prețuit, să începem să prețuim rodul și toată energia noastră spirituală să o îndreptăm spre rodire pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze pe toți? Amin!